Profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a fost arestat aici, la Paris, pe 26 februarie 2016, în baza unui mandat de urmărire emis de Europol. Fără acuzațiile inventate în mandat, Gregorian Bivolaru nu putea fi desemnat printre cei mai căutați din Europa. Conform sentinței în altei curs de casație și justiție, Gregorian Bivolaru a fost condamnat la 6 ani pentru raport sexual cu o minoră. Minoră care, până în ziua de astăzi, susține că a fost obligată să semneze plângerea la adresa domnului Gregorian Bivolaru și a reclamat pe tot parcursul acestor ani abuzul la care a fost supusă de către autoritățile române. În continuare, presa reia știrea și îl transformă pe Gregorian Bivolaru în dușmanul numărul 1 al poporului. Cum ne dăm seama că ne aflăm în fața unui linșaj mediatic? Minciunile necunoscute marelui public sunt propagate până la saturație, cu copy-paste, pe toate canalele. În plus, nimeni nu este dispus să acorde un drept la replică, lucru care ar fi normal într-un stat democrat, membru al Uniunii Europene. Cazul lui Gregorian Bivolaru este monitorizat de peste 10 ani de mai multe organizații internaționale, cum ar fi APADOR, Comitetul Helsinki, Amnesty International, Soteria International și Human Rights Without Frontiers. Ca urmare a sesizărilor lor repetate, cazul Gregorian Bivolaru poate deveni punctul de plecare al unui scandal la nivelul Uniunii Europene. Gregorian Bivolaru a primit azil politic din partea statului suedez, care a constatat că în România exista riscul de a fi persecutat datorită convingerilor sale religioase. Acest statut de refugiat este susținut de Convenția de la Geneva din 1951. Ca urmare a acestui statut, Gregorian Bivolaru avea dreptul de a circula liber oriunde în Europa, cu excepția României, deci putea circula inclusiv în Franța fără nicio problemă. Astfel, mandatul european de arestare și reținerea lui în Franța intră în conflict cu Convenția de la Geneva. Așteptăm, din partea autorităților europene și a celor franceze, o clarificare legală asupra acestui caz pentru a asigura faptul că drepturile omului sunt respectate în mod real pe tot teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în România. Un judecător de instrucție de la Paris va decide în legătură cu extrădarea lui Gregorian Bivolaru.